cu un sentiment de teamă, de pipăire a unui trecut, al lucrurilor știute sau neștiute. Mă reîntorc și doar eu, singur, îmi aud pașii. Am plecat din locul în care m-am acoperit de pulberea țărânii aurii, scurmată și spulberată în vânt de copitele micilor cai dobrogeni. Locul acela a fost locul nașterii mele și locul plecării mele, trecerii mele. La naștere inima mea era sângerie, totul pulsa. Acum inima mea este de lut, de lut ars, de lut uscat. Am crezut că prin arta mea sunt deasupra trecerii, o iluzie. Dar am căpătat ceva, dreptul de a construi un joc al întoarcerii, ori de câte ori gândul îmi spune că m-aș pierde ca să-mi rămână singurătatea mie. Dar oare sunt singur? Nu. Am amintirile. De câte ori mă întorc acasă sau în atelier, eu văd de fiecare dată altceva. M-am gândit așa, uitându-mă la el.
Dom'le, omul ăsta și dacă moare acum, a trăit fericit. Viața lui e o lănțuire de fericire, de investire și de asta. S-a simțit bine și n-a pierdut timpul. Uite pe Ilinca și pe Ariana. Ilinca i-am spus șoșo de copil. Aici și pe copil e semnat cataloage la expoziția de la Slobozia. Aici ce tineri și frumoși eram. Asta era prin anii 70 că am publicat un carton. Ia-ți. Semănată. Și asta e aici, în pungă cu părinții. Și totul se făcea când intervenea el. Efortul fizic nu conta. Dar nici nu făcea. Nu conta și da. Mi-a face plăcere. Poze. Am mai multe în cadrul ăsta. Și eu n-am decât una de la cei 50 de ani. Nu, am mai multe, îți spun, dar trebuie să le punem pe ani, pe asta, nu. Ce să spun? Asta e mai veche. Uite, asta e drăguță. Asta cred că era, uite, cu Ionică Grigorescu. La aniversarea ta de 8 ani. Ții minte că aveam perdelele. Nu mi-aduc aminte. Nu înțeleg. Da. Asta e ce se vedea de sus. Din patriarhie asta. De asta mi-aduc aminte. Da. Asta e o poză de la școală. Ariana a lucrat mult mai puțin de când eu am plecat. Am intrat odată în visul ei și i-am spus: nu te mai uita la fotografiile noastre. Efemere eșafodaje pentru iluzii ce se vor certitudini. Lucrează. Nimeni nu face ca tine aripi de îngeri din pene viu colorate. Nimeni nu împletește ca tine geme și noduri. I-am mai spus să lase obiectele să fie anonime. Operele mele să fie anonime. Ele nu trebuie să poarte pecetea autorului. De ce? M-a întrebat ea, tot în vis. Și nu i-am răspuns. Uite-l. Asta nu mai știu văzut. Nu? Uite, dacă mai scotocim, mai găsim. Vreau și să am un album. Uite poza din care am făcut-o. Da. Asta. Da. Hei, a fost ușor să o scos, că ai... Bineînțeles. Uite și ce uite. Da, uite-l. Ce frumos. Ce tineri și frumoși. Ce frumos. Uite. Asta e minunată. Asta e în 77.
Când am fost la Paris. Când ați fost la Paris. Un singur lucru am rugat-o, să nu dea nimănui inimile din Lut Dobrogean. Inima mea de lut să rămână acolo, lângă ea, lângă Șoșo, lângă Ilinca, Șoșo. Asta era la Constanța. Nu te născusei, tu erai aici. Se cam vede, după un da, da. Uite. Da. Ce înseamnă, uite, cu portretul de la început. Bineînțeles. Ai făcut Ce înseamnă? Dar ce vreau să spun, tot de mașină, aici în București eram. Eu am pe la Uniune, venea tramvai și mașina se o ia așa și am ținut cât am putut de volan, o am în două mâini. Și pe urmă ne oprim să dă jos batmanul și lume se strânge ceas păți, Doamne. Uite, nu știu de ce mașina a luat-o spre stânga, păi zice, s-a blocat roata din spate. Și eu mă crucesc, în fine, ăla îmi spune, Doamne, sunteți sigură că soțul dumneavoastră vă iubește? Și eu vin acasă și îi spun, tu auzi ce mi s-a întâmplat și uite ce mi-a spus omul. Și el zice, am uitat să spun că roata din spate, da, stânga... Se blochează. Acum trec prin casă, prin atelier. Nu mă vede nimeni. De câte ori trec, parcă se adună în jurul meu tristețea. Nimic nu mai bucură inima mea de lut. Am amărăciunea că nu mai ajung să mă odihnesc nicăieri. Cât voi mai putea să vin aici fără să mă simtă nimeni? Și totuși, Șoșo vede ceva. Aude ceva, dar nu aude pașii mei așa cum îi aud eu. Și uite cum sufletul meu de lut se plimbă nestingerit peste tot, fiindcă în felul ăsta el mulțumește vieții. Cât
cât de darnică a fost viața cu mine. De unde atâta risipă de bunătate, parcă dumnezeiască, revărsată peste mine? Am căutat tot timpul. M-am căutat pe mine. Reușite, nereușite. Nopți chinuitoare. Deziluzii. Viața m-a împins de mai multe ori pe pragul nevieții, la hotarul tenebrelor și al morții, ca mai apoi să-mi trimită harul, ca pe un privilegiu. De câte ori mă întorc acasă sau în atelier, eu văd de fiecare dată altceva. Văd cerul mistuit de arșița dobăritoare, fulgurările luminoase pătrund prin irisul rănit. Văd coloanele mele cu paie și lut, sau ferestrele mele albastre deschise spre seceta Dobrogei, larg deschise. Mai văd fericirea și nefericirea unei lumi ca un ținut care te invită să nu-l mai vezi așa, agonizând. Iar eu revin, chiar dacă am un sentiment de alergare paralelă, dar și divergentă, ca și când aș fi scăpat forței de atracție a cerului. Acum trec prin atelier, nu mă vede nimeni. Poate unicornul să tresară sau ferestrele mele să se deschidă când intră zefirul. Poate că lucrările mele poartă în ele ideea de suferință, fiindcă ceea ce fac este un amestec de violență și tandrețe, cu strigăte și șoapte, dar și cu tăceri. Să fie tăcerea o suferință? Eu așa cred. Visez în continuare locuri unde sufletul meu călătorește, sufletul meu de lut.
Visez spații albe, imaculate, unde aș vrea să stea lucrările mele. Dacă mă gândesc mai bine, nu am făcut nici tablouri, nici sculpturi, ci stări de spirit. Iar acum, cu un sentiment de teamă, de pipăire a unui trecut mai mult sau mai puțin apropiat, al lucrurilor știute sau neștiute, mă reîntorc să mă mai privesc odată și să-mi acopăr inima mea de lut ars cu pulberea țărânii aurii. Într-o dimineață în zori am avut un scurt vis. Eu, întins pe piept, încercam, mă zbăteam să mă întorc și nu puteam de epuizare să văd cine era la distanță și mă privea. Am recunoscut-o ca o femeie îmbrobodită ca la țară, într-un șal alb, pe mama, pe care nu îmi amintesc s-o fi visat. Mă privea și așteptam să-mi facă un semn, dar nu făcea decât să mă privească. Un vis scurt, trist, și în vis eram nefericit și ca într-o rugăciune am repetat: țară, țăran, țărână.
cu un sentiment de teamă, de pipăire a unui trecut, al lucrurilor știute sau neștiute, mă reîntorc și doar eu, singur, îmi aud pașii. Și totuși, stepa Dobrogei murind într-o faleză abruptă deasupra mării, praful stepei Dobrogei lipit de talpa sufletului meu colbăit de vânt, alergând către mare. Cum să povestești asta, decât să așterni totul pe pânze și să tot spui o rugăciune din trei cuvinte repetate la infinit. Țară, țăran, țărână.